Cererile de pace dintre Rusia și Ucraina s-au reluat astăzi după ce ele au fost întrerupte din cauza unor probleme tehnice și tot astăzi, într-un gest de solidaritate fără precedent, premierii Cehiei, Poloniei și Sloveniei merg în Kievul asediat de armata Rusiei, unde se vor întâlni cu Volodymyr Zelensky. Aceștia au ajuns în Ucraina și se află acum într-un tren spre Kiev. Vizita lor vine după o nouă noapte de bombardamente. Valentin Stan ne aduce cele mai noi informații. Vali. Negocierile dintre cele două țări au început în urmă cu aproximativ 2 ore. În același timp știm că premierii Cehiei, Poloniei și Sloveniei au ajuns în Ucraina. Nu se așteaptă militarii ucraineni ca aceste întâlniri să îmbunătățească situația. Din contră, se fac pregătiri, mai ales în Kiev, pentru un adevărat asalt. Știm că primarul Kievului, Vitali Klitschko, le-a interzis oamenilor să iasă din casă. Sunt restricții de circulație începând din această seară de la ora 9 și până joi. În acest interval, oamenii nu au voie să fie pe străzi, tocmai pentru că există pericolul unui atac al armatei Kremlinului. Știm că militarii Rusiei sunt în apropierea Kievului, au înconjurat capitala Ucrainei și acest lucru se întâmplă de câteva zile. Lansează foarte multe rachete către Kiev. De altfel, seara trecută au fost atacate 3 cartiere, 3 zone în care erau civili. De altfel, au fost și distruse blocuri de locuințe. 2 persoane au murit, iar alte 3 au ajuns în stare gravă la spital. Este cert că Kievul a devenit principala țintă a Rusiei, însă se concentrează armata Kremlinului și pe celelalte mari orașe. În Harkov, de exemplu, au fost rachete care au lovit piața centrală. La fel, au fost țintite zone cu civili. De parte, cea mai gravă situație este în Mariupol, acolo unde guvernul de la Kiev spune că au murit peste 2500 de oameni de la începutul războiului.